Salut, am două colete aici, un rest de comandă de la Triton. Mi-au trimis ăștia în trei colete. Hai să vedem ce ar trebui să mai fie niște accesorii, doar aici. Așa. Da. Deci, o mini mandrină de la Wolfcraft. Și un, da, desfăcut deja, un burghiu cu zencuitor. Foarte frumos ambalat de cei de la Triton. Recapsat, reambalat. Da, nu am fost chiar mulțumit de cum au procedat ei. Da, asta e. Am făcut comanda pentru cuțite de abric. De asta i-am ales pe ei. Nu știu dacă o să-i mai aleg pe viitor. Da, cred că s-a văzut destul de bine cum pachetul a fost desfăcut și recapsat. Iar burghiul nu știu de ce arată în halul ăsta. Da. Deci e dus desfăcut sau umblat la el. Chiar sunt curios să văd și dacă e bun. Da, e bun, e întreg. Da, e cel de la Wolfcraft, că scrie și pe el. Da. Cam așa ar fi trebuit să arate. O să-l pun aici și o să-i facem un test cât de curând. Și acum aici am un alt colet de la Daniel. Așa, astea sunt hârtiile, nu vă interesează. Așa, are și el aer. Da, mi-a pus și un disc nou, inox, bune. Bun, și asta. Impactul 152, se pare că a păstrat cutia originală. Eu nu le păstrez prea mult timp. Așa, cu hârtiile. Cu tot, bineînțeles. Și scula ca nouă, așa cum ne-a învățat Daniel că le păstrează. Da. Asta e DTD 156, asta e DTD 152. Da, cam așa arată unul lângă altul. Am eu bineînțeles că e mai murdar decât al lui Daniel, sau de fapt cel care a fost al lui Daniel. Da, se pare că LED-urile diferă. Nu, no, lumină prea bună. Un pic care și asta doar lumină. Da. Diferă LED-urile, diferă un pic fața. Ca dimensiuni sunt aproximativ la fel. Da. O să le fac și un test unul lângă altul să vedem cum se comportă. Unul nu foarte agresiv, dar așa, bineînțeles că a pus tot la el și agățătoare și tot. Da. Și acum polizorul mi-a zis că uitase să pună cheia, dar și-a adus aminte și a pus-o. I-am zis că nu cred că aș fi observat lipsa în primele 2-3 luni, pentru că nu o folosesc. Și acum, da, bineînțeles că l-a ambalat cum vine el ambalat, în mod original. Da. Foarte simpatic. Da, și curat, bineînțeles. Marca Daniel, ce să zicem. Da. Bun, și butonul.
Așa, apărătoare și am mai pus un disc. A, domnule, făcut cinste, domnul Daniel. Asta vine de obicei cu un singur disc, el a pus două. Aici e o punguță, nu știu de ce vine. Și cam atât. Da? O să le și pornim așa de probă, dar nu în fabrici, pentru că știu de unde le-am luat. Da. Am aici un acumulator. Da, a semnalizat că... Interesant. Semnal, da, și... Da, funcțional, bineînțeles. O să vedem și ce poate mai târziu. Și acum impactul. Mult mai frumos aude motorașul la impact. Așa, și să-l comparăm cu ăsta. Asta are un fluierat mai alt. Așa, bineînțeles. Apărătoarea se pare că nu e din aceea rapidă. Ok. Cam atât cu despachetarea asta. O să urmeze un clip în care le voi folosi.